Păi vine o altă informație, domnule Horia Constantinescu. Sunt inspectori ANPC care au descins la benzinăriile, în benzinăriile din țara noastră. Ați verificat și la benzinăriile OMV dacă se fură la pompă, să spunem pe românește. Ne puteți spune dacă aveți date în urma acestor controle? Cu siguranță avem, vizând structurile companiei OMV, fie varianta austriacă, fie varianta românească, adică Petrom OMV, sunt verificate în modul în care acestea își desfășoară activitatea, plecând de la siguranța alimentării cu combustibil până la modul în care sunt comercializate. Înțeleg cel puțin în această fază intermediară că la acest moment undeva la peste 10 astfel de stații au fost oprite temporar de la prestarea de servicii. Vom reveni. Foarte important ce ne spuneți, deci în 10 stații, 10 stații controlate au fost oprite pentru... 160 au fost controlate până la acest moment, 10 dintre acestea au fost oprite. Vom reveni cu amănunte la momentul finalizării acestui. Mulțumesc, domnule Horia Constantinescu. Foarte important, spuneți, 10 stații de benzinărie au fost oprite pentru că au fost acolo găsite nereguli și printre aceste nereguli și ce ați verificat, calibrările de la pompă, dacă ce e pe bon corespunde cu ce se află în rezervor, produsele alimentare și realimentare vândute în benzinărie și tot ce se întâmplă acolo. Vă așteptăm și cu informație noi atunci când se termină acest control, 10 stații oprite. Mulțumesc, domnule Horia Constantinescu.